Sunt aplauze și emoții pentru o luptă câștigată. Tudor a fost externat după ce în ultimele 3 luni s-a zbătut între viață și moarte și a reușit să trăiască ajutat de o armată de medici. Era ianuarie când a făcut o simplă amigdalită bacteriană. Infecția i s-a răspândit în tot corpul și fiecare organ a cedat pe rând. O parte din țesutul piciorului stâng a necrozat și a intrat în șoc hemoragic și septic. Viața lui a târnat de un fir de păr când a ajuns în grija medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgențe din Cluj-Napoca. O răceală, bănuim că prin gât am luat acest streptococ, s-a localizat aici jos la picior și nu mi-am dat seama, am dus pe picioare aproximativ o săptămână infecția. Doresc pe această cale să mulțumesc în primul rând Dumnezeu că mi-a dat o echipă de îngeri salvatori, oameni cu adevărat devotați. O infecție deosebit de gravă care în decurs de câteva ore practic a distrus toată pielea. 2 din cele 3 luni de spitalizare, Tudor a fost internat la terapie intensivă. 8 săptămâni a fost inconștient. În jurul lui, 10 de medici făceau eforturi supraomenești să îl salveze și au reușit. Infecție generalizată în care toate organele practic acestui pacient au cedat. Este vorba de mic, este vorba de plămân, este vorba de sistemul imunitar, de ficat. De aceea, singura soluție pentru a putea să rezolvăm acest caz a fost o implicare complexă a colegilor. Acest pacient reușește să se întoarcă la familie. Pentru noi asta este cea mai bună mulțumire. Tudor a trecut prin 22 de operații, uneori chiar 2 pe zi, și 250 de ore de filtrare a toxinelor din sânge. Transfuzii sanguine îi se făceau zilnic. Îngrijirile erau de un așa nivel încât necesitau într-adevăr această comă indusă, ore nenumărate de filtrare a sângelui. Acest bolnav a primit în jur de 80 de transfuzii de sânge în această perioadă. În tot acest timp, familia s-a rugat și a sperat. În ziua externării, soția și tatăl așteptau nerăbdător să îl ia acasă, unde l-așteaptă și fetița lui de 6 ani. A fost o perioadă foarte grea. Mulțumesc tuturor celor din spital. Poate diferența asta a făcut-o profesionalismul de excepție, dar și implicarea și dăruirea lor, implicarea afectivă, empatia de a face totul ca să-i salveze viața. Pentru Tudor urmează o perioadă de recuperare. Costurile medicale în acest caz, suportate de statul român, s-au ridicat la peste 100.000 de euro.